Conform primelor informații, direcțiile de sănătate publică și casele județene de asigurări de sănătate vor fi transformate în 8 instituții regionale. Drept urmare, aproape jumătate din personalul celor două unități va fi disponibilizat, iar restul va fi transferat către consiliile județene sau vor asigura funcționarea celor 8 unități noi. Acest transfer ar putea aduce economii Ministerului Sănătății, dar va duce la cheltuieli suplimentare pentru administrațiile locale. Din textul declarației domnului ministru se deduce că circa o treime din personalul actualelor direcții de sănătate publică și al caselor de asigurări va fi transferat la consiliile județene, în subordinea cărora funcționează spitale. Circa 20% din personal va rămâne în structura care va mai rămâne din actuale direcții și case. Practic vor fi, ce să înțelege, un fel de oficii ale structurilor regionale, iar din păcate, deci o parte din salariați, posturi vacante, posturi ocupate, nu știm în ce proporție, probabil vor ajunge deci și în șomaj. Vestea că ar putea rămâne fără loc de muncă i-a cutremurat pe angajații celor două instituții vizate din Neamț. La nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț există 99 de angajați dintr-o schemă de 107 posturi. Dacă proiectul ministrului Eugen Nicolaescu va fi aprobat, jumătate dintre angajați vor fi trimiși în șomaj. Să vedem, deci 45% dacă în total personal sau numai din personalul administrativ, probabil din personalul administrativ este discuția. Și cei 57 de angajați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate sunt îngrijorați pentru locurile lor de muncă. Sunt în proporție de 99% cu studii superioare și înseamnă numai facultate, ci și master și cursuri de perfecționări și așa mai departe. Deci un om în acest sistem se formează în câțiva ani, minim într-un an. Prin măsura propusă, Eugen Nicolaescu se așteaptă să realizeze economii la bugetul Ministerului Sănătății pentru a da curs astfel unei cereri a premierului Victor Ponta de reducere cu 15% a cheltuielilor în ministere. De altfel, Ministrul Sănătății a mai anunțat că anul 2013 va fi unul al schimbărilor.